Florin Gardoș trage tare în cantonamentul din Antalya pentru a prinde meciurile din play-off ale Universității Craiova. Gardoș a suferit o ruptură de ligamente pe finalul partidei cu Sabail din primul tur preliminar al Europa League, iar cele 5 luni de recuperare au fost un calvar pentru el. Fiecare antrenament pentru mine e o bucurie în momentul ăsta și fiecare antrenament e foarte util, adică în fiecare zi ce trece consolidează totul, să zic așa. Cum te simți? Cum ești? Mă simt foarte bine, sunt fericit că din punct de vedere medical am fost bine la începutul pregătirii și am putut să vin în cantonament, că asta era obiectivul meu. Și că pot să fac pregătirea asta fizică, pentru că dacă aș fi ratat cantonamentul, mi-ar fi fost mult mai greu să-mi intru în ritm, să revin. E ok. Pentru Gardoș a fost a doua accidentare de acest fel, însă ultimii 5 ani i-a petrecut mai mult pe marginea terenului. Cel mai greu mi-a fost în momentul în care am aflat diagnosticul. Iar ruptură de ligament, cred că a fost probabil al doilea cel mai greu moment din cariera mea. Pe moment chiar n-am, câteva ore am rămas pur și simplu blocat, nu știam ce să fac, care e următorul pas. Pe urmă, recuperarea a fost mai ușoară decât prima dată, probabil pentru că știam ce mă așteaptă și chiar a mers totul foarte bine. Nu știu dacă a contat și lucrul ăsta, că mai trecusem o dată prin toată nebunia asta și știam cum e. Dar a mers bine, a trecut destul de repede. Na, asta e. Cum treci peste momentul ăla când afli? Acum doar, chiar mi-a fost foarte greu, pentru că în primul rând încep să spui iar fel și fel de întrebări. De ce iar? De ce acum? De ce s-a întâmplat? Și răspunsuri? Răspunsul nu găsești. Oricât ai stat să te gândești, nu prea găsești. Mai ales când ai, cât am avut eu în ultimii ani, așa una după alta, fel și fel de accidentări. Dar treci peste gândindu-te că așa e în viață. Indiferent că vorbim de un sport sau de viață în general, sunt momente grele în care trebuie să treci mai departe. Gardoș a fost în echipa care a câștigat cupa în urmă cu două sezoane și nici nu vrea să se gândească ce bucurie ar fi în Craiova dacă se câștigă campionatul. Cea presiune mai mare e dată de suporteri, pentru că oamenii sunt pretențioși, e normal să fie așa și în primul rând răspundem în fața lor. Vin chiar în număr mare la stadion și de acolo vine presiunea. Sigur, și conducerea și toată lumea care aici își dorește performanță. Adică, până la urmă, am trăit o cupă câștigată și a fost o sărbătoare foarte mare și a fost o bucurie pentru toți. Nici nu pot să-mi imaginez. Ar fi o nebunie totală. Și ar fi păcat să nu mai trăim astfel de momente. Gardoș îl laudă pe Papură, cel care este contestat de fani. Domnul Papură e unul dintre antrenorii buni pe care am avut. Eu chiar am avut mulți antrenori până la vârsta asta și e un om care știe fotbal. Acum, sigur, poate pentru că nu are un CV atât de impresionant, e contestat. Dar eu îmi doresc și sper ca tot să fie alături de noi și de antrenori, pentru că ne afectează pe toți.